Bine ați venit aici în Comuna Poduri. Numele meu este Alina Muncilă și eu sunt vinovată de ceea ce se va întâmpla astăzi în fața dumneavoastră. Dar ca să fie totul ok, o să invit alături de mine pe doamna primar al Comunei Poduri, doamna Aluriana. Am să o mai invit alături de mine pe președinta juriului, doamna profesor și inspector de arte de la Inspectoratul Județean Bacău, doamna Marinela Potrânighe. Și am să mai invit o surpriză pentru mulți dintre dumneavoastră, domnul profesor pensionar, fost director, Bibirii Gheorghe. Domnul director, vă rugăm să urcați alături de noi. Pentru că eu, în general, vorbesc foarte mult, astăzi am să vorbesc foarte puțin, credeți-mă. Tocmai de aceea, primul cuvânt am să-i dau doamnei primar, pentru a vă ura și dumnei bun venit în comună la noi. Bună ziua, bine ați venit. Dacă Alina vorbește mult, eu vorbesc de 3 ori mai mult. O să vă spun atât. Sunt mai mult decât impresionată de ceea ce se întâmplă astăzi aici. Sunt impresionată de faptul că nu am știut că această surpriză să fiu cu domnul meu director pe aceeași scenă s-a întâmplat astăzi, un lucru extraordinar. Și vreau să vă spun că astăzi, cum am afirmat în mai multe rânduri, lângă noi sunt mai multe județe din țară, mai multe orașe și, de ce nu, și din străinătate, să spun așa, cu toate că Moldova nu e în străinătate. Sunt frații noștri. Dar faptul că am spus străinătate, am spus-o într-un sens foarte frumos, adică tradiția noastră a mers până într-acolo, încât a trecut mai mult de granițele, țării. Și de aceea, astăzi am să-i prezint în mod special pe domnul vicepreședinte al raionului Cantemir, pe probleme sociale, domnul Sergiu Butuc. Domnul vicepreședinte raionului Cantemir, pe probleme economice, domnul Victor Kulikovski. Am repetat numele, să zic mai multe ori, ca să nu spun prostii. Județul Galați este aici, Vasluiul este aici, Voineștiul și, bine, nu toți au venit, dar trebuie să apară, vor fi concurenți în acest festival. Balcan, Zemeș, Oituz, Dărmănești, Măgirești, Buhoci, Găiceana, Făget, Solonț, Traian. Bine ați venit și distracție plăcută! Nu pot să nu mai spun ceva. Cei de la Activ sunt aici mereu, de la această... AICR, da, dar nu vă numiți Activ? Nu, AICR. V-ați tot văd peste tot Activ, de asta spun. Sunt activ. Ei sunt activi și n-am greșit. Le mulțumim că sunt și astăzi alături de noi. Au fost și cu alte ocazii și UNICEF-ul, deci suntem destui ca să putem începe acest spectacol și acest festival. Succes tuturor concurenților! În primul rând, bine v-am găsit. Este o onoare să fiu aici cu dumneavoastră. Comuna Poduri s-a transformat într-o gazdă minunată pentru oameni frumoși de peste tot, care duc vestea nașterii Domnului. Suntem într-o perioadă în care cred că toți dintre noi simțim o bucurie pe care nu putem explica prea bine, dar care se va concretiza în marea sărbătoare care se apropie. Avem pe scenă în spatele nostru și cu siguranță în sală și pe drum vestitori a acestui minunat lucru care ne s-a întâmplat nouă oamenilor. Și atunci aș vrea să felicit în primul rând organizatorii. Nu se fac vinovați, se fac oameni minunați pentru ceea ce pun în practică. Știm ce muncă se află în spatele unui astfel de demers. Și atunci cu atât mai mult merită aplauzele și încurajările dumneavoastră și susținerea dumneavoastră. Aș vrea să transmit tuturor concurenților mult succes, fac un lucru minunat. Sunt convinsă că bunicii, străbunicii lor sunt mândri că fac ceea ce fac, port acel costum minunat, că joacă, că dansează, că zic o colindă din toată inima și că păstrează ceea ce ei ne-au dăruit atunci când au știut să-și jertfească, știu, ce au mai drag, poate,
ca noi să fim astăzi aici, să ne bucurăm să fim împreună. Cu urări de bine pentru dumneavoastră spectatorii, pentru colegii mei de la masa jurului, pentru organizatori și pentru oficialități, toate cele frumoase, succes și sărbători cu bine! Bine ați venit și bine v-am găsit! Este o zi deosebită pentru comuna noastră, drept pentru care am să țin un mic cuvânt despre tradiții, obicei, portul și așa mai departe. Personalitate marcantă a culturii românești, Constantin Rădulescu Motru, spunea, citesc, că vorbesc cu eloquență despre geniul creator al poporului nostru, despre talentul și mândria cu care l-a înzestrat natura, despre marea lui sete de frumos. Dispunând de un patrimoniu etnografic poporului original, bogat și foarte variat, satele din zona etnografică a Tazlăului Sărat s-au înscris pe linia valorificării cultural-artistice și educative, valorificând în cele mai bune elemente prețioase moștenirii ale trecutului. Jocurile și dansurile populare moldovenești din zonă sunt prezente într-o mare varietate cu diferențieri ce se întâlnesc de la o vale la alta, pe microzone și în satele de contact cu zonele vecinate. Marele cărturar și domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir, spunea că, citez, jocurile sunt la moldoveni cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Ei nu joacă doi sau patru inși la o altă, ca la francezi sau polonezi, ci mai mult roată sau într-un șir lung, când se prind unul pe altul de mână și joacă roată, mergând de la dreapta spre stânga, cu aceiași pași potriviți, atunci zic că joacă hora. Am încheiat citatul. Simțul ritmic descătușat în aceste dansuri populare, vigoarea cu care sunt executate, frumusețea și varietatea mișcărilor, toate caracterizează specificul necesar variante vocale ale jocurilor moldovenești. Dansul, portul, cântecul, obiceiurile, tradițiile sunt elemente de bază ale artei românești, care ne caracterizează ca popor statornic în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și, de ce nu spunem, și Nistreanu. În multimilenara sa existență, poporul român și-a păstrat cu sfințenie tradițiile și obiceiurile și le-a promovat din generație în generație, ceea ce face și dumneavoastră astăzi, aducând în actualitate tot ce s-a derulat în timp în viața românilor. Prin cultură, poporul român și-a păstrat identitatea specifică spațiului neolitic românesc. Dansul și cântecul românilor se bucură și s-a bucurat de-a lungul timpului de un bine meritat prestigiu, fiind recompensat cu ropote de aplauze în întreaga lume. În prag de sărbătorile tradiționale românești, vă dorim multă sănătate, prosperitate, pace și liniște sufletească. La mulți ani! Mulțumim, mulțumim, mulțumim frumos! Felicitări, domnișoara Alina, doamna! Da, mulțumesc frumos! Ceea ce vreau să precizez, așa în încheierea cuvântului meu, este că nu aș fi putut să realizez tot ceea ce se va întâmpla astăzi aici, fără ajutorul echipei cu care am lucrat, echipă care este alcătuită din colegi de-ai mei, cadre didactice din comună, cărora le mulțumesc pentru că au pus pur și simplu osul la treabă, ca să zicem așa, pe românește. Vom da drumul la spectacol, vom da drumul la concurs, mult succes cu concurenților, să dea bunul Dumnezeu ca timpul petrecut astăzi, aici, alături de noi,
să rămână ca o amintire veșnică, atât în mintea cât și în sufletul dumneavoastră. La fereastră fulgii care sclipesc îmbătrânindu-te, cu un zâmbet față de amintirea propriei copilării, invită cu mânuța întinsă după fulgi. Bună ziua și bine v-am găsit la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Concurs Regional de Datini, Tradiții și Obiceiuri Bodureanca! Numele meu este Ion Roșu, sunt directorul Casei Raionale de Cultură Nicolae Sulac din orașul Cantemir, Republica Moldova și alături de mine domnul Nini Alexandru Pascalini, directorul Ala Service Moinești și consilier local la Primăria Moinești. În cadrul acestui festival vom fi gazda dumneavoastră. De la început dorim să vă mulțumim că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi pentru a retrăi împreună momente ale copilăriei, când mergeam odată la colindat sau când alergam pe ulițele satului cu plugușorul sau după cetele de urși. Sperăm că timpul pe care îl veți petrece astăzi împreună cu noi va fi ca un preambul al pregătirii sufletești pentru sărbătorile care încet, încet bat la ușa sufletului nostru. Pentru început am dorit să-i prezentăm pe cei care au încercat și sperăm că au și reușit să vă facă pentru câteva clipe să intrați în magia sărbătorilor de iarnă, organizatorii și partenerii acestui festival concurs. Așadar, grădinița cu program normal numărul 2, Cernu, reprezentată de doamna educatoare Muncilă Ana Alina, care este desigur și coordonatoarea acestui festival. Grădinița cu program normal numărul 1, Boduri. Aplauzele dumneavoastră. Școala gimnazială General Nicolae Șova, Boduri, reprezentată de domnul director Busuioc Ioan.
Grupul folcloric Păunașii, coordonat de doamna Muncila Analina. Primăria Podului, reprezentată de doamna primar Albu Diana și Consiliul Local Podului. Inspectoratul Școlar Județean Bacău, reprezentat de doamna inspector școlar, area curriculară Arte Potârniche Marinela. Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă, reprezentată de doamna Anca Balaban. Și bineînțeles, cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, reprezentat de domnul Patrick Dumitru. Partenerii Mass Media, Kid TV Onești. Exclusiv TV Onești și Deșteptarea Bacău. Sponsorii festivalului, Ala Service Moinești, reprezentată de domnul Alexandru Nini Pascalini. Cristian Petri Entertainment Moinești, reprezentată de domnul profesor Cristiana Petri. Primăria Podului. Să nu uităm și de domnul DJ Andrei, Sece Mari Electric SRL, reprezentată de doamna inginer Nicoleta Grigoraș. Întreprindere individuală Mirt Sebastian. Complex hotelier Mario, situat în Comuna Poduri, manager Andrei Valeriu Marian. Cadrele didactice ale școlilor gimnaziale Cernu și Bucșești, membre în echipa de proiect. Părinții elevilor grupului folcloric Păunașii. Cadrele didactice Poduri, desigur, aplauzele dumneavoastră. Doamnei Albu Diana și domnului profesor Neluiscu. Pentru ca în orice concurs există, desigur, și un juriu, avem plăcerea să îi prezentăm și membrii juriului de astăzi. Președintele juriului, doamna inspector școlar, area curricular arte, profesor Potârniche Marinela. Vicepreședintele raionului Cantemir al Republicii Moldova, domnul Sergiu Butuc. Din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, maestru coregraf, domnul Patrick Dumitru. Doamna profesor de istorie a Școlii Gimnaziale George Enescu Moinești, doamna Mareșanca. Din partea Clubului Elevilor Moinești, doamna profesor de ecologie și protecția mediului, Laura Ferenț. Din partea Palatului Copiilor Bacău, filiala Comănești, profesor al Cenacului Literar și Creație Artistică, Alice Horvat. Din partea AICR Moinești, doamna Anca Balaban. Din partea comunității locale, profesor preot Rotaru Radu Mihai. Reprezentantul cadrelor didactice din Comuna Poduri, profesor limbă și literatură română și consilier educativ Elena Cioșu. Reprezentantul UNICEF, doamna Iulia Cimbru. Și desigur, din partea Serviciului de Voluntariat și Situații de Urgență, dar și reprezentant al Primăriei Poduri, domnul Ionuț Iftimie. Bucuria vine din lucrurile mărunte, liniștea vine din suflet, căldura sărbătorilor vine din inimile noastre. Frumusețea iernii vine odată cu albul fulgilor de nea, presărați peste gândurile noastre cu dulcele ecoaldatilor, cu imaginea în suflet a celor dragi. Programul va fi deschis de către grupul genilor, coordonat de domnul profesor Neli Iscu, și vor prezenta un obicei străvechi, care din păcate astăzi nu se mai practică, jeanul. Cu jeanul, copiii umblau în ziua de ajun de Crăciun și prezentau printr-un teatru folcloric triumfarea binelui. Să-i urmărim! Yeah.
să vină hoțomarul ăla deja să te scape din mâinile mele. O, una ca asta nu se poate, îl tai cu cățele și doar la cățelele mele. Chiar sub ochii mă tălucă. A, cum te-ai prins, hoțomare, unde mi-ți bani? La bani te-ai gândești tu, cățelandre! Cum vă puteai tu pe mine, cățelandre? Da, cățelandre și căpriță râioasă! Și căpriță râioasă o iubi pe terasă, nu e mâna de legat. O, fratilor, la te rog, te-am visat un vin. A început mâinii. Am visat că era să vină sora Bravo în jos cu căpitanul. Parcă se rest urmele și bani și mă trebuie să pun mâna pe ea. Ce bine ar fi? Iată vină prin pătieri, însoțită de haiduri. Hai, noroc, mai frat, haiduci! N-ați văzut potra trecând pe aici? N-am văzut-o, căpitane, că dacă o vedeam, un apier puneam și azi banii aveam. Căpitane, vrea stărea! Că îmi cerea voinice! Ne-a surprins potra sau mai grea? Mai grea, ales este prins. Ah, fraților, trebuie să ne gândim ce avem de făcut. Ah, m-am gândit să mergem la pusnicul din Carpați cu o pungă de bani, să-l încântăm și pe alețe să scăpăm. Să mergem, căpitane! Să mergem, copii! Izbândă bună să dea Domnul! Aleluia, aleluia, aleluia! Asta nu una părințele, ați mai venit pe la noi? Da, chiriene, am venit cu cărticele, părticele și alte daruri bisericești. Păi bine ați făcut părințele, că știți că noi greci suntem foarte evlavioși. Că nu trece duminicuță să nu mergem la bisericuță. Dar hoțomarul ăla din spatele dumitale, cine e? Ăsta e un frate de-al meu, care are daruri de la Dumnezeu de a cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Cum se poate una ca asta, părințele? Prea bine, chiriene, bună ziua! Mai întâi de toate, deschideți ușile și ferestrele și ieșiți cu toți afară! Cum poftiți așa veți face? Deschideți ușile și ferestrele și ieșiți cu toți afară! Băi, adevărat grește, tu nu-ți necurat! Căstoară din pe sora bravă din nostru capitan și pe unul din poderea lui! Pisi, pisi, zic din măgar, cine ești, mata? Sunt pusnic, nu sunt pusnic, sunt dracu, nu sunt dracu, sunt mai mare decât dracu. Bună oară de lucrezi, intră în codri și ai să vezi. Unde scodrei mai mari, stau pandurii săcetari. Unde scodrei mai mici, stau pitița mei, hai duci. Băi, bunice, n-am avut, ești un îmblat, grață nu mi-ai păcat. Spune mie cine ești, că pe loc te zice. Cu asta sabie sărioară, iubita mea sărioară. Stai tu, mă, de la prima întâlneană mă pusești la opreană. Hai puțină îngăduială, că în furice mă găsesc, îmi vine de zdrobesc! Stai mai dragă tu cu șori, ardeu și roșiori, ca de ăștia îngăduitori, mă amenință ca să mor, dar mai sigur ca să fiu, luați iarele din brâu și luați pe șase mii legat. Oaie verde mărotat, azi mă văd întemnițat, în butuc și lanț regat, fără-n capăt de scăpat. Ah, prea mare căpitane, azi mă văd în mâinile tale. Și mă plec, am ruga, că-ți văd avant cât de mult, să-mi dai drumul iar în mână. Altele cu zugăre, să-mi parc la copiii tăi. Și-n acum am zugăre, să mă scape de vele. Păi bine, frate Gini, că libertatea îți voi da, dar mă tem că cineva de la Domnie mă va afla și singur mele am mă căpăta. Iată că pâine nu-ți fac, ce de la Domnie nu va fi afla. Când popa va veni, pe mine mă va blăgostovi, cu santinele vei schimba, eu arma de rost o voi lua și pe ușă voi ieși fără a mai zbori. Părinte Sfințenia ta, ia te-ți leagă dreapta mea, să fac cruce, să mă îngin, să mor ca un creștin. Nelegat să fii tu fiule de mâini de cuceare, nu te vizi nici ca apărumătoare, cine după mine se va lua cu capul, merg la ta și împărăția cerului nu mai trai. Rămâi, Doamne, la domnie, căci o plec la haiducie, rămâi, Doamne, sănătos, căci o plec în codrutesc. Capitane, capitane, bagă mâna între pistoale, vei găsi o pungă mare, ia-o prave, capitane, să o împarci cu la catare. Și de-ai gând de trădare, să-mi dai patru salindare, că la anul ce-mi pare, te-ai întâlnit cu mine în cală. Mergi, iene, mergi cu bine, că ai fost prienii pentru mine. Mergi, iene, sănător, căci pe mâna mea. Mergi, iene, voia ta și Dumnezeu libertatea ta. Ați scăpat și iadul nostru, măi, fraților, voi de ce de fi poimați, măi, fraților? Căci de el n-o să scăpați, măi, fraților! Deci în cealii-l urmărim, măi, fraților! Deci ia să-l nimicim, măi, fraților! Dar și iarul bani a luat, măi, fraților! Și la cei săraci a dat, măi, fraților! Dar de acum nu mai poate, măi, fraților! Că e condamnat la moarte, măi, fraților! Măi, zine, îngăzitor, care nu mi-e face omor, jurătul domniei mele, Domnule măria ta, tu pe maica precista, cât în mâna mai ducit, niciun creștin am omorât. Unde vedeam săracul, eu te ascundeam barzabul. Îi dădeam calde, călărie și mâncare pe hârtie ca să scap de sărăcie. Dar ori ne vedeam trupul și grecul. Ah, multe mi-ar da sufletul până era suceam gâtul. Și alele, tâlhari pe gâni, cum o să vă prind, să vă dau la câini. Domnule măria ta, pe ziua nu ascult, dacă ziua nu vom la pe doamna o va
săracul te-a îndemnat să ridici brațul spurcat asupra lui Iasinianu, Domnul Codru, spaima Panaleon. Eu sunt Arhanghel de la Paricaris, de partida noastră sunt primit. Arată să fie țara și crona voastră, Temita și Codru. Să-i prindeți pe toți cei ce poartă numele de hoți! Să-i spuneți lui Vodă să nu ducă teamă, că Jeanul e legat! Să-i spuneți că Temnița e goală și Jeanul a scăpat! Păi bine, mă, tu cine ești? Ca ce-a făcut, ce-a făzit? Pulala și Milala, sunt cioban din țara mea. Sunt cioban și o duc bine, dar ciocoiul cea cu mine. Într-o țară așa de mică, nu mi-e frică de nimica. Eu pe urs de-l văd în drum, nu mi-e frică nici de cum. Iar pe lup de-l întâlnesc, cu astă bântă mi-l lovesc. Alele! Când eram în munții Carpați, oile pășteau, o doină din fluier ziceam, iar părinții îmi spunea, ferice e viața mea. Mai tânăr păstor, sunt bidemite, de ce nu cânti ca mai de? Ahme, dragă copilință, o barbă ca o porumbiță, ochii de neviorele mi-au furat mințele mele. Da-ți dovezi? Voi da. Măi, și e nepătul meu, vedea pe-a stângă-l plăcău, român, merge tras pe aici, căpitan peste haiduci, și-am avut o turmă mare, numai de oiți turcane, și ciocoii m-au trădat, m-au lăsat țărac în sat, primește măceata ta, să mă potorez buna, de acea listărea păgână, care mi-a răpit o turmă. Te primesc în ceata mea, să te posturez buna, pe acea listărea păgână, care ți-a răpit o turmă, și de altul gânduri bune, vină în ceată cu mine, și de altul gânduri rele, iată pistoalele mele. Eu am niște gânduri bune, de potere să n-ai teamă, că și ea nu-l va lua seamă. Cine pe mâna lui va intra, cu zilea nu va mai scăpa. Alorul meu, frate, nu știu și eu un potere aici. Mă numesc ca lui Sulvot, nu prea scăpi ea. Băi, Jine, ți-a spus să te lași furat, hai să mori cu șca. Ți-a spus să te lași bărțit, hai să mori cu șcării. Să nu-l lua la domnie, să-ți dau bani și abuție, să te lași de mai duci. Băi, te le fac, te nu le fac, toate pe urmele trag. Te le zic, te nu le zic, tot pe urmele de haidu. Te nu vrea, te supune, iată moarte, de cum. Cât ai fost tu arestat, tineret și iar, voinice și iar, multe lacrimi am vărsat, tineret și iar, voinice și iar, dar de-acum mă plâng pe mine, tinere și iar, voinice și iar, că nu te mai văd pe tine, tinere și iar, voinice și iar, câte lacrimi am vărsat, tinere și iar, voinice și iar, făceam o fântână în sat, tinere și iar, voinice și iar, fântână cu cinci soare, tinere și iar, voinice și iar, două dulci și trei amare, tinere și iar, voinice și iar, să dai la dușmanii tăi, tinere și iar, voinice și iar, unii câini și alții răi, tinere și iar, voinice și iar, căpitan cu sabia piept, tinere și iar, voinice și iar, cum te-o ține așa de drept, tinere și iar, voinice și iar. Nu te teme, copiliță, pieptul meu e de oțel, sabia n-a pătruns prin el. Și sunt doi geam voinic, eu am arme carabine și sunt roata pentru mine. Noi vă urăm mulțea și totodată vă rugăm de mangă și ceva, vă rog să ne iertați. Primiți cu bucurie la tot ce v-am cântat, la anul și la mulți ani, la anul și la mulți ani. Le mulțumim jienilor, desigur, aplauzele dumneavoastră pentru această minunată evoluare. Și noi trebuie să ne amintim că muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripii gândirii, având închipuirii, farmec tinereții, viața și veselie tuturor lucrurilor. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Continuăm programul și cu o tânără speranță a folclorului nostru, Ivu Ioana Maria, care deși are 8 ani, este familiarizată cu scena și implicit cu concursurile. Ioana va interpreta pentru dumneavoastră doina Cine iubește și lasă, cântecul popular Hai la sârbă roată și colindul Dariana.
Ioana Maria reprezintă școala primară Ludaș, Balcani, și are ca și cor de donator pe domnul profesor Radu Ioan. Succes! Thank you.
Încă o dată aplauze pentru Ivu, Ioana, Maria. Cântecul popular este cel care ne alină de cele mai multe ori dorul, dar și cel care face ca inima să ne tresalte de bucurie. Nistor Luisa Maria, 13 ani, va interpreta pentru dumneavoastră Hora bătrânească și Ciobănaș din Iazlovăț, iar Nistor Teodora, 8 ani, va interpreta Istai Moldoveanu, iar cele două soliste sunt coordonate de profesor Nistor Liliana de la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Zemeș. Aș dori să fac o precizare pentru cei care n-au înțeles de ce au primit medalia și un dosărel. Fiecare ansamblu participant va primi o diplomă de participare și cu adeverințele aferente și o medalie. Și o medalie, da? Ca să se știe. Deci nu au luat un premiu anume. Este diploma de participare și cu medalia festivalului.
mare, din fratelie la sână, ca să pară iar pe bună, din porții de imași, ca să pară iar pe bună, ca să thank you.
Mulțumim mult! E vremea colindelor, e vremea bucuriei, când minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le înnobilizează. Magia sărbătorilor de iarnă, cu zvon de cântece și clopoței, aduce fericire și bunăstare în inimile noastre. Ne bat la geam colindători, cu flori de ler în mână, ducând cu ei din an în an o veste ce răsună. Grupul Crenguțele Oituzului reprezintă școala gimnazială numărul 1 Oituz și sunt coordonați de profesorul pensionar Oprea Gheorghe, profesorii Nicoleta Mândru și Gabriela Comăneci, coregraf Enașel Francis. Crenguțele ne vor prezenta colindele. La toată casa îi lumină, la poartă la Ștefan Vodă și ciucuri verde de mătase. Programul va fi completat de muzică populară prin solistă, botezatul Florina, 11 ani, care va interpreta Ciobănaș din Iaslovăț și Haida Roată Măi Flăcăi. A preotesei Emily, 7 ani, care va interpreta Roată Roată Măi Flăcăi și Pârjol Mălina, 16 ani, care va interpreta desigur melodia Uite, bade, jocul începe. Desigur și solista a Vasiloaiei Elisa, care va interpreta melodia Cântă Cucu-n Bucovina. Să-i primim cu aplauzele Crenguțele Oituzului! Să-și prezinti.